Salutare nocivanilor, suntem alături de Mădălin Salutare tuturor! și astăzi vom face niște tarabe pe care le vom scoate la vânzare împreună cu Mădălin și Jdept. Hai frate, o să te fac un adevărat meșteșugar, Un adevărat negustor. o să fiu un adevărat negustor, o să poți să vinzi, o să fii cel mai șmecher. Hai că mi-am strâns toate materialele și uite aici undeva. Ne trebuie dirt, asta n-am gândit-o și trebuie să nivelăm aici, la Păi nivelul și cum asfaltului, trebuie știi? să facem? Păi, prima oară trebuie să fie nivelat drept. Nu, 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 nu scoate dirt-ul ăla, gen să fie unde aici trebuie să umplem cu dirt. Dar nu mai am, ba, Ah, am ok. lopată. Am lopată, iau de aici de undeva. Și cred că vom face 4 sau 5 tarabe și una dintre ele o vei face tu. Nu pe prima, că e puțin mai complicat, dar bine, nu e complicat, dar na, mă gândesc că nu ești Păi cel și mai ce o să avem bun la tarabe? Ce o să constructor. vindem? Păi fii atent, cum am gândit eu. Eu le construiesc și o să le scot după aia, le dau în chirie. Și cine vrea să le cumpere, nu știu, dă 3 diamante, 5 diamante pe zi. Și are voie să Mm, vândă da. doar ce are legătură cu mâncarea sau chestii ce vinzi în târg. Gen, nu se apucă să vândă chestii super scumpe, pentru că le vindem la mall. Și așa vom avea și piață și mall. O să avem două chestii, dar mai târziu Și mall. măști avem? Ce anume? Măști. Nu, frate, că aici nu a venit virusul. Băi, cum să nu vină? Nu a venit aici, nu știu, nu l-am văzut. Bun, deci nu știu ce Așa, și am face. adunat asta și am 64. Bun, acum pune-l, uite pe aici. Uite așa ca să fie la nivel. Ah, ok, Hop, hop. umplem. Da. Perfect. Și eu Opa. deja mă apuc să fac prima tarabă, că încapi aici. Avem nevoie de oak log. La tine se numește ceva buștean. Nu pot să-mi dau seama. Ok. Facem hop, hop. Aici vin 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Trebuie să fac și eu Bam, neapărat o bam, bam. lopată. Perfect. Stai mă că aici veneau butoaie. Să vezi ce fain o să arate și cât de simplu e. Poți să vii să te uiți și tu, să vezi ca să poți să faci următoarele. O facem din Bam. lemn, taraba. Da. După care aici punem butoaie. Astea vor fi la vânzare. Adică să poți să cumperi din ele. După care punem... unde-s măi astea, mă? Wack fence. Hop, 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 hop. Bun. Și punem partea de sus, să nu plouă, să nu ningă. Punem cu maro prima. Hop. După aia cu alb. Dacă parcă e prea mică, trebuie să faci mai înaltă. Nu, 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 așa e, că de aici intri aici și atât trebuie să fie numai. Că trebuie să fie Da. mică de tot așa, să fie îngrămădită ca în târg. Cel puțin la mine în oraș, știi cum e în târg? Exact așa e. Da, nu știu, că la mine s-a închis târgul. A, bine, mă refer când era. Am cui e Așa, calul ăsta? Gata, am plecat cu el, l-am omorât. în față, nu știu, nu e al meu, deci nu mă prea interesează. În față punem 3 item frame-uri. Oh my God, oh my God. Chiar că l-o mori. Gata, îi las Bun. aici. Punem și un pește din asta. Bine, aici aș pune fiecare ce vrea. Mamă, cât de tare. Aici o să punem două wack fence-uri și trebuie un gate aici. Jdept, ai gate-uri? A, o ieși de pe server. Bine. I-a pus frică că e omor cal. Perfect. Hai să fac eu niște gate-uri. Îmi trebuie niște lemn. Hop. Și stick-uri. Ca să, practic, gate-ul e o ușiță. Stai unde-i stick-uri. Hop, hop, hop. Și am nevoie de una bucată gate. Bine, mai multe am nevoie. Hop, 4. Blană. Exact 4 am zis să facem, sau 5. Uite, pe aici poți să intri prin Da, și pe spate. aici intri. Bam. Trebuie un crafting table înăuntru, să poți să faci anumite chestii. Încă un butoi. Nu, era fain cu chesturi. Și aveam chesturi. Las că le aducem. Bun. Și mai trebuie lumina. Da, corect. Uite așa. Salut și bine v-am găsit. Hop. Una. Și mai punem încă una în partea asta la altă. Hop. Și dacă facem noapte, time set night. Bine, faza e că noi Mamă. avem chestia aia să... Da, avem pe lumină, gen să fie luminat. Da. Dar dacă nu ai, se va vedea fain. Ăsta ar fi unul. Fii atent, îți dau materialele și până mă întorc cu chesturile, sunt curios dacă poți să faci și tu exact la fel. Îți Să dau... fac la fel tarabă de asta? Da, 1, 2, 3 butoaie. Îți Dă trebuie... materiale, de ce e nevoie? Acum ți le arunc. O să-ți ajungă astea, sper. 3 item frame-uri. O ușă.
ce-ți mai trebuia? 4 din ăstea și 2 lumini. Și lână, ia să vedem câtă mai dăm, hop hop, cred că ți ajunge și mai dăm și din asta albă. Ia să vedem, sunt curios dacă până mă întorc reușesc să faci. Păi și cum fac lângă asta? Distrug asta? Distrugi asta, așa e să ne gândim prima oară câte spații să lăsăm. Gen 1, 2, 3, 4, 5. Uite, de aici începi, stai că spune prima aici bucată. Uite așa. Și te duci în stânga, știi? Deci mă duc în stânga cât? Păi vezi că următorul era barrel, nu era... În fine, te lasă scurios ce iese până vin. Îl punem pe Mădălin la treabă, bă. Aolo, o stai că vine ăștia și ne atacă. Da, mă, dar ai dreptate, e de asta, ok, am înțeles. Gata, de acum nu mai zic nimic. Când mă întorc, sunt curios ce reușești să faci. Și mai trebuie să facem încă vreo 2-3. Și uite așa fac eu rost de bănuți. Bam, bam, bam. Ok, apropo, da, avem 5 diamante cadou de la primărie. Îi mulțumim la Viniei, doar acum m-am uitat la ele. Hop. Da, am primit și eu. Au, mamă, ce bucată. 1, după aceea, 1, 2. Bă, ăsta-i? Unde-mi lăsa, mă? Aici ne-am lăsat. Hop. A, de fapt. Hop. Da, avem 34 de chesturi. Hai că mă întorc. Și în chesturi, practic, se vor pune, de exemplu, banii ca un fel de casierie. Cu crafting table-ul se poate crafta ceva, depinde. No, dacă trebuie să gătesc. A, și un furnal ar trebui să punem. Să poată găti. Deci eu am ăsta așa și nu se pune. A, uite că acum s-a pus, trebuie să pun de sus în jos. Este că i-a zis lui Jdep să facă furnale, dacă poate. 4. Hop, aici un chest și două furnale ar mai fi perfecte. Unul stânga, unul dreapta. Vreo, stai să vedem, 2 ori 4, ori 10 furnale. Ia, deja le-au făcut? Man. Am 8. Bune, perfect, dă-le încoace. Ce să aruncăm? Aruncăm torțele, dă-le naiba. A, și furnalele astea le punem tot la fel în interior aici? Da, ca să poată găti, de exemplu, dacă are pește negătit sau ceva. Mamă, păi și mai avem loc? Gen, dacă e un chest, unde ăsta? Mai avem stânga-dreapta, mai avem loc. Păi trebuie să fie tot îngrămădit, vai de capul lor. Dă furnalele. Mi le-o dat? Okay, le-ai luat tu cumva? Poartă. Da, le-am luat eu. Ah. Gata, ia-le pe jos. Eu uite-le aici. Hop. Ok, da, și acum să punem poartă. Aici punem un furnal, aici un. Mamă, cât de îngrămădit e. E perfect, e exact ce trebuie. Da, așa e că arată bine, fain. Mamă, poartă. Și e super simplu de făcut. Ah, era aici. Ok, gata. A, păi asta e și pus-o. Aia e poarta. Nu, ai pus invers. Ah, lol. Ai pus, stai un pic, hop, hop. Bun. Și acum... Adeptate gardul. E la tine poarta? Cred că da, ți-am mai aruncat una. Bun, vis-a-vis o să mai fac, dar îmi trebuie dirt. Cred că tu o să mai ai ceva dirt, hop, hop. Ce mai aruncăm? Că nu mai am ce să arunc. Punem asta aici momentan. Și trebuie să nivelăm. Că și pe... Băi, și un cal băgat în groapă. Cu șa pe el. Dacă îți place, poți să-l iei tu. Ia, unde este? Aici. Sau? Da, ce faceți, mă, îngropați cai? Nu știu, frate, eu n-am făcut nimic. N-am văzut, nu cunosc. Mă întrebe dirt. Hop, hop. Faceți păcate, băi, cai. Bă, da. Ce ți-am făcut eu la calul tău? Neintenționat, bineînțeles. Da, clar. Poți să vezi pe episod. Efectiv, dar nu, nu zic mai multe. Mi-am alături și au zis că au făcut intenționat, că ai făcut intenționat. Nu, nu zic mai multe că după aia nu se mai uită la episod. Las, uitați-vă la episod și o să vă dați seama că nu e intenționat. Cu ce ai făcut ăsta gen în sus? Ăsta, băț sau ce? Da, îi uite ăsta, fence-ul. Dacă pui doar unul aici, se pune ca băț, nu se pune... Ah, ok, ok, ok. Bun, hai că aici mai nivelez eu un pic. Hop, hop. Mamă, dar aici trebuie nivela ca lumea, nu așa. Mai trebuie o grămadă de dirt. Dacă facem... Român, gard de stejar. Ai Minecraft-ul în română, nu pot să știu ce ai. Și portiță nu poți să pun aici, nu? A, nu se pune. Mai trebuie unul. Ce anume? A. Mai trebuie unul ăsta, un gard de stejar. Ok, las că l-am pus eu acum, uite. Hop. Și vezi, pune, începe cu maro și după aia pui alb, tot așa. Să mă uit aici, maro, alb.
Doamne, bă, dar cât dirt îmi trebuie, nu pot să cred, la asta nu m-am Lână gândit. maro, păi ce faci, ori mea, păi lână... Nu se udă când plouă. Păi lasă-mă că e lână de aia rezistentă, tratată. Nu mai comenta, e bun acolo, lasă că după aia vin ăștia care vor să închireze spațiu și zic da mă, că am văzut și eu, că o zis Mădălin, are dreptate, că lână, că... Lasă că e bine Poate așa. Așa e? Eu câștig diamante. Aie. Ori creezi condiții cumpărătorilor de spațiu, ori nu mai creezi. Ah. Bă, tu cu cine ții, mă? Ții cursul? Eu filmez episod cu el și el ține cu coști. Lasă-mă că îi facem de bani. Lasă-mă așa că merge. Hop, hop. Nici nu mai pun aici, uite așa, bă. Gata, am făcut super bine. A, și albul era pe mijloc sau cum? E alb. Bă, mai e era alb un alb. De... Da. Da, 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 am înțeles, gata. Mă ajută, ești dept. Oaia noastră. Gata, am înțeles, brother-ei. Mai trebuie în spate. Eu aici sunt cu mâinile în nămol, în dirt. Eu trebuie să mai pun lumină. Mai am și geamuri prin inventar. Geamuri nu cred că-ți trebuie. Adică eu n-am pus, dar dacă vrei tu să faci mai modern... Nu știu, dar poți să pui să vezi cum ar arăta. Eventual... nu știu ce să zic. Stai să vezi și șucar. Eventual să mutăm lumina aia. Uite, gen, că nu mai merge, știi, să pui. Dacă nu. Nu mai merge de lumina? Da. Doar să pui altcumva, nu știu. Să vedem, dacă arată mai fain așa. Blană. Dirt, vrei? Da, frate, vreau dirt. Give me all the dirt. Dar nu merge să pun geam, decât pe mijloc a mers. Păi... Vezi? Da. Da, din cauza la fence-uri, nu. Nu merge. Ok, la asta, așa, cu asta. Da. Lasă-mă că... Da, încă n-ai înțeles. Materiale ieftine și să iasă banul. Cred că o să îngrop calul ăsta aici. Nu trebuie să te implici foarte mult, a? Nu. Păi așa, bam, bam, bam. Altfel dacă... Eu am terminat. Mai am depus aici în față. Perfect, mai strânge un pic de dirt. Ba, nu mai e în față depus. Ok. Ramă de obiect. Și pun doar ramele de obiect aici? Da, și după aia poți să pui efectiv obiect. Tu ai un pește, îl bagi acolo. Și o să arate vinzi fain. Vinzi un cârnat, îl pui aici. Ce anume? Dacă vinzi un cârnat, îl pui aici. Da. Dacă poți să faci cârnați în Minecraft, ești cel mai tare. Și pe tine te întreb. Parcă îl văd pe aia pe Mădălin. Dar nu merge ramă de obiect să o pun. Trebuie să stai cu shift-ul, cred. Sau cu control, scuze. Deci cu shift-ul sau cu control? Păi control cred că ai tu. Așa, bun. Bun, ăla. Pentru că dacă dădeam, mi-a apărea butoiul. Da. Păi, ca să poți să interacționezi cu itemele, gen cu butoaiele pe care le poți deschide la rândul lor, trebuie să ții control-ul apăsat. Ok. Hop. Și pe asta cum pun animația? Pe tablițe? Păi... Pui pur și simplu un pește sau ce vrei acolo. Da? Asta este tot? Da. Sau ce obiectul pe care vrei tu să-l pui. Până și pickaxe-ul poți să ți-l pui. Și dacă dai click dreapta, îl învârți. Cum vrei tu. La altul, de exemplu, dă-i așa, uite. Am pus acolo. Am pus peștele cu burta în sus. Vinde lucruri stricate. Se pune? Da, orice. Până da, și armură și ce vrei tu. Acum mai strângeți cu toți dirt, că ne trebuie să facem zona aia. Dirt, te referi de aici, nu? Da, din ăsta. Dar cum poți să fac o lopată rapid? O să trebuie două stick-uri și un iron sau... Nu știu. Las, că o să strâng eu. Dar dai cu mâna, că pickaxe-ul ți-l strici și cu mâna spargi la fel dirt-ul. Da? Da. Da, ai dreptate. Și dacă nu, doar ți-l strici aiurea. Uite cum au făcut și de... Și poți pickaxe-ul să repar? Pickaxe-ul să-l repar, te duci la anvil, e o chestie din fier și, de exemplu, dacă e de diamant, pui un diamant sau două cât îți cere și ți-l repară. Trebuie să pui materialul din care ai făcut. Știi? Și dacă lasă așa să se ducă, gen dispare de tot, nu? Dacă se duce bara aia de tot, dispare de tot, da. Hai să mai facem un din ăsta, o tavernă, dar să fie la fix. Hop, hop, hop. Gata, eu zic că am destul de mult aici. Bam, bam. Dirt, adică pământ. Da. 24 cu 60 de ani. Fii atent. Ai un ceas în față? Să vedem în cât timp reușesc să fac o din asta. 12 și 16 minute. E și 16 minute, să vedem. Start.
Asta că nu l-am pus bine, deja am greșit. Nu contează, timpul trece. Hop, hop. A, te gândești la... Ok, stai să mai pun și aici, că nu mai... Aici, bam, bam, bam. Trebuie să pun luna de ma... Pare, fac un altru minut. A, de fapt era albă, da. Îmi trebuie ușa. Nu știu ce am făcut cu ușa. Mi-a furat cineva ușa, mersi. A, uite, a pus-o el. Bă, nu mă mai ajuta. Lasă-mă aici că vreau să-mi văd challenge-ul. A, păi nu mai îmi văd alea. Gata, a trecut timpul. M-am dus. S-a dus timpul. Nu mai am... Mi-ai pierdut timp prețios. Oh, alo, nu mai... Bă, ce am făcut, mă, cu ele? Și aici în butoi alea, pui, pui ce vrei tu, nu? Unde? Da, poți să vinzi ce vrei tu. A, și vine gen la magazin și dă pe butoi. Apasă și vede ce trebuie. Da. Dacă-i trebuie, cumpără. Dacă nu, aia. Da, da, da. Mamă, cât de șmecher se vede soarele așa. Ele. Mă încurc în ele în toate. Mi-am anucat. Aolo. Bă, m-ai furat deja. Cine, eu? Da. Păi te-am văzut? Nu. A, nu? Este doar taxă. Am înțeles. Bine, boss. Serios, poți să-l ții, că oricum e peste. Te-am ajutat aici, am pus-o de asta. Bam, 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 vin vulturii. Poate mi-am pus aici în spate, mamă, ce-i ăla, frate? Din ăla, nebun, din ăla. Liliac! Mi-au puse în dreapta, în stânga chest. Poți să-l pescuiești, da. Fornale aici. Și lumină. Hop. Hop. A, uite că poți să și prinzi. Practic ăla e prins și ăsta nu. Ok, interesant. Oricum nu mai face niciun challenge. Nu mai... Nu vă luați de mine. Hop, l-am dat jos. Bă, mă atacă ăsta, bă. Bă, termină, mă. Bă, și cum le-a prins pe ăsta? Păi nu, se aprind... Practic tu nu vezi lumina lor din cauza faptului că... Ai setarea pe care ți-am zis-o eu, știi? A, da, da, da. Bun, gata și ăsta. Și câte spații trebuiau? Una, două, trei, patru. Da, patru spații am lăsat. Una, două, trei, patru spații și mai facem unul aici și gata. Hop. Hop. Aici vin butoaiele. Pe ăsta îl fac mult mai repede, fii atent. Sunt profesionist. Gata. Hop, a, și ăsta tot, dirtul ăsta, pământul, o să renunțăm la el și probabil o să ne extindem cum ne-am extins aici, nu cu... Da, da, da. Cu tarabe și cu tot ce mai facem noi. Mai îmi trebuie o ușă, boss, și nu mai am. Ștept, dacă mă auzi, fă o ușă, boss, repede. Am decât portiță. A, uite că am eu ușă, ușă de stejar. A, pun eu aici. Hop, hop. Mai punem astea, bam, bam. Perfect. Unde pun aici? A, da. Bun, niște lână. Nu ușă din asta, boss. Am pus-o. Nici mi-am dat seama că ai zis în română. Bă, dar tu ai vrut să zici portiță, nu? Da, dar nu știam. Păi am și de asta, și portița am. Păi pune portița. O să tu fie... ai vrut ușa, ai că am pus-o și strâmbă. O să fie singura tarabă cu ușa. Ok. Gata. Dacă eu am zis ușa și tu ai zis, da, am pus. Ai pus-o, corect. Tu n-ai făcut rău, eu am zis rău. Păi... Bam, și gata și asta. Și pun pământ sub asta să o acopăr? Nu mai pune, lasă, că își pune fiecare dacă mai vrea. Da, bun, numai acum... Să nu intre, poate să se spawneze gen sub pământ de ăștia, moștrii? Dacă, doar dacă sunt două spații. Dacă nu, nu. Cred că o să se spawneze aici. Lasă, frate, că nu e problema noastră. Bum, bum, bum. Da, uite ce frumos am făcut. Aici punem ăsta, stai că pun eu așa de un clickbait, știi? Să se vadă chestii interesante. Stai un pic. A, pun și asta, uite așa. Nu, lasă și mâncare, e ok. Hop, hop. Punem aia acolo. Și punem peștele aici. Acum bagă-te tu un pic în taraba asta. Hai la mine un pic. Să fac o poză de thumbnail, știi? Da, ok, ok. Tu te bagi acolo înăuntru. Și mă aranca și cum servești tu. Hai să vedem. Hop, trebuie să n-am nimic în mână. Stai un pic pe loc să se vadă și numele. Ceva de genul ăsta. Și așa o să fie toate tarabele. Uite, bă, cum au pus sabia aia în jos. Tare. Nice. Hai să vezi tu de afară cum se vede. Să stau și eu înăuntru. Uite. Mă, cât de tare se vede asta. E foarte tare. Și uite-te că sunt chestii gen super basic. Chiar poți să le obții super ușor. Noi nu te chinui prea da, mult. Da, da, da. Am văzut și eu un tutorial, îți dai seama. Aha, da? Păi da, n-ai mă cum să le, de unde să le știi așa pe de rost. Toată lumea le învață din tutorial și după aia știi să le faci. Adică acum știu să le fac și eu singur.
N-am urmărit tutorialul, m-am uitat doar o dată la el și ăla-i. A, Bun. și și-a pus sabia aici și a luat-o înapoi, nu? Păi, na, bine. A, i-am luat-o eu. Stai. Ia, frate, sabia înapoi. Perfect. Acesta a fost episodul. Vă mulțumim super mult pentru atenția acordată. Mulțumim lui Mădălin că a devenit nicio un mare problemă, constructor. Nu uitați de butonul de like acolo. Un mare constructor, Mădălin, aici. Aveți și primul link din descriere, clipul lui. Mergeți să-l susțineți și pe el. Deși el deja face mai multe vizionări decât mine, deci el trebuie să mă susțină pe mine. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Toate cele bune. Pa, pa! Pa, pa!